8 martie a fost sărbătorit și în satul Eibăntal din județul Mehedinți, acolo unde autoritățile județene, alături de Tiberiu Pospișil, președintele Asociației Cehilor din Banat, dar și de oaspetele de seamă, guvernatorul Republicii Liberec, Martin Puta, au fost prezenți în școala gimnazială din sat, acolo unde au împărțit flori cadrelor didactice și dulciuri copiilor. De asemenea, în baza acordului de cooperare între județul Mehedinți și regiunea Liberec din Republica Cehă, școala din Eibăntal a fost dotată cu toate corpurile de iluminat, iar Consiliul Județean Mehedinți a sprijinit montarea acestora. Aveți o școală frumoasă, mi-a plăcut. Și atunci felicitări tuturor celor care au contribuit să aveți o școală frumoasă. Eu sunt convins că doamnele educatoare, învățătoare, profesoare se ocupă de voi și sunt convins că și voi aveți interesul să învățați cât mai bine. Să aveți o primăvară frumoasă. Educația este primordială pentru autoritățile locale și cele județene, mai ales în satele mai izolate ale județului, deoarece toți copiii au dreptul la educație și la un mediu propice pentru a putea face performanță. Astfel, astăzi, cu ocazia zilei de 8 martie, autoritățile județene, prin președintele Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu, prefectul Alin Isuf, inspectorul școlar general Alin Tomoescu, alături de oaspetele de seamă, guvernatorul regiunii Liberec din Republica Cehă, au vizitat școala gimnazială din satul Eibăntal, acolo unde au împărțit flori educatoarelor și dulciuri copiilor. De-a lungul timpului au fost atrase 10 de fonduri europene prin Consiliul Județean Mehedinți, prin care au fost reabilitate mai multe instituții de învățământ de pe raza județului nostru. Școala gimnazială din Eibăntal a primit sprijin atât din partea Consiliului Județean Mehedinți, cât și din partea fraților din Cehia, alături de care a fost semnat și un acord de cooperare între județul Mehedinți și regiunea Liberec din Republica Cehă. Tot în baza acestui acord de cooperare, școala din Eibăntal a fost dotată cu toate corpurile de iluminat, iar Consiliul Județean Mehedinți a sprijinit montarea acestora. Martin Puta, guvernatorul regiunii Liberec, a fost plăcut impresionat de ceea ce a găsit în satul Eibăntal și a sprijinit pentru o mai bună desfășurare a mediului educațional pe micuții ce învață în această unitate de învățământ. Ten žen v Rumunsku se slaví víc než Čecha. Já jsem byl překvapený, jak hodně včera, jaký byly fronty na kytky všude, ve všech obchodech. V Čechách se ten svátek připomíná spíš doma, než v práci, ve školách a jsem moc rád, že jsem mohl být svědkem toho, jak to funguje tady v Rumunsku. Hnedka v pondělí u nás na úřadě rozdám květiny všem svým kolegům. Byl jsem tady poprvé loni v srpnu, byl jsem se tady podívat ve škole, vlastně po té návštěvě jsem oslovil v našem kraji firmu, která vyrábí osvětlení a dohodli jsme se na to, že škole věnuje komplet nová světla do celé budovy, tak dneska jsme se s panem hejtmanem přijeli podívat na to, jak ta instalace proběhla, protože my jsme sehnali světla a župa Mehedinti zařídila montáž a myslím, že se to povedlo. Președintele Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu a sprijinit de fiecare dată oamenii care sunt pentru comunitate și pentru binele acesteia, iar cea din Eibăntal a primit tot sprijinul instituției pe care o reprezintă în toate domeniile. Totodată l-a felicitat pe Tiberiu Pospișil pentru toată munca pe care o depune pentru a promova județul nostru, fiind de asemenea recunoscător pentru vizita pe care guvernatorul Martin Puta a efectuat-o în județul nostru. Ne-am bucurat de prezența domnului guvernator al regiunii Liberec, Martin Puta, că a venit din nou să viziteze județul Mehedinți și în mod special satul Eibăntal, pentru că în baza parteneriatului încheiat între județul Mehedinți și regiunea Liberec, școala din satul Eibăntal a fost dotată cu toate corpurile de iluminat, iar noi, cei de la Consiliul Județean, am sprijinit montarea acestora și tot ceea ce a fost necesar pe partea electrică să reabilităm în această școală. Ne-a făcut o mare plăcere să oferim cu drag doamnelor și domnișoarelor, educatoare, învățătoare, profesoare, o floare cu ocazia acestei zile importante de 8 martie, să le spunem la mulți ani și să le dorim o primăvară frumoasă. Tiberiu Pospișil, fiul al satului, este un om implicat care și-a dorit de fiecare dată ca Eibăntal să fie pus în valoare și să fie recunoscut pentru tradițiile și frumusețea locului.
Este un eveniment care îl sărbătorim în fiecare an. Întotdeauna ne respectăm mamele, doamnele și tot ce înseamnă viață până la urmă. Ele ne-au dat viața și ele ne-au educat. Dar astăzi este o zi mai specială prin vizita domnului guvernator Martin Puta. Este pentru noi o foarte mare onoare să-l avem în preajma noastră și să fie alături de noi. Este un contact și o punte foarte bună între satul Aibăntal și Cehia. Ne reprezintă foarte bine în Cehia și ne ajută foarte mult. Prefectul județului Mehedinți, Alin Isuf, a fost plăcut impresionat de școala gimnazială din Aibăntal, pe care a vizitat-o cu ocazia zilei de 8 martie, sublinind totodată importanța acestui fructuos acord de cooperare între județul Mehedinți și regiunea Liberec din Republica Cehă. Este un moment deosebit și o vizită importantă și ne bucurăm. Pe această cale urăm bun venit domnului guvernator al regiunii Libereț din Cehia, care este un oaspete drag și vine ori de câte ori are ocazia în județul nostru. Și împreună cu domnul președinte, cu domnul guvernator, analizăm oportunități de a mai veni în ajutorul sistemului de învățământ din zonă și altor obiective de interes și cu siguranță că vom fi foarte aproape de această comunitate frumoasă. La mulți ani tuturor doamnelor și domnișoarelor din Aibăntal, din Baia Nouă, din Dubova, reprezentantele acestei comunități frumoase cehe din județul Mehedinți. Prilejul zilei de 8 martie l-a adus și pe inspectorul școlar general al ISJ Mehedinți, Alin Tomoescu, în mijlocul elevilor și cadrelor didactice din satul Aibăntal, pe care acesta i-a sprijinit și a felicitat pentru rezultatele deosebite la învățătură. Copiii își desfășoară acum activitatea educațională într-un mediu favorabil și într-o unitate de învățământ bine dotată. Suntem la școala Aibăntal, o școală mică, cochetă, foarte îngrijită, cu un director și personal dedicat. Noi, Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți și Guvernul României în general sprijină aceste școli care au o minoritate importantă, chiar dacă dânsii au un număr mic de elevi, au personalitate juridică și sunt sprijiniți financiar de către statul român. După cum ați văzut, este o școală bine dotată, prin PNRR s-a dotat această școală și toate școlile din Mehedinți au o dotare foarte bună. Reprezentanții unității de învățământ au fost plăcut surprinși de vizita primită cu ocazia zilei de 8 martie și le-au mulțumit autorităților pentru tot sprijinul pe care l-au oferit elevilor din Aibăntal. Am fost vizitate astăzi cu ocazia zilei de 8 martie de reprezentanții Consiliului Județean Mehedinți și de domnul inspector general școlar. Au vrut să vadă școala cum este dotată, au vrut să vadă copiii, să le ofere copiilor ceva dulciuri, profesoarelor, doamnelor, câte o floare. Educația este primordială pentru președintele Consiliului Județean Mehedinți, Radin Georgescu. Acesta a reabilitat mai multe unități de învățământ de pe raza județului nostru, asta pentru ca elevii să poată învăța într-un mediu educațional favorabil. Aibăntal este situat în extremitatea sudică a județului Mehedinți, în munții Banatului. Satul este unic în România prin stilul de viață și limba vorbită de întreaga comunitate, o veritabilă insulă lingvistică a minorității cehe, care reprezintă totodată un promotor al turismului mehedințean.